Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Andrei Bărbulescu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Ta. 12 iunie este ziua trandafirului roșu. Trandafirii au început să fie cultivați cu 5.000 de ani în urmă în China, iar trandafirul roșu este un simbol universal al romantismului și iubirii. Însă roșul exprimă și pericolul. Din păcate, regăsim adeseori culoarea roșie pe hărțile terei. Vorbim azi despre anomaliile meteo din luna mai. Aflăm și care este cauza acestora de la Roxana Bojariu, climatolog ANM. Nu lipsesc horoscopul și prognoza, bineînțeles. Este noaptea muzeelor și peste câteva minute aflăm cine are nevoie de umbrelă. Roșu este și pe harta polorii aerului. Concentrația de dioxid de carbon atmosferic măsurată la observatorul Mauna Loa din Hawaii a atins în luna mai un punct culminant. Restricțiile impuse de pandemie nu au avut, din păcate, un efect de durată. Este cel mai înalt nivel înregistrat de când au început măsurătorile exacte cu 63 de ani în urmă. 419,13 părți per milion este valoarea medie a concentrației de dioxid de carbon atmosferic măsurată la observatorul Mauna Loa din Hawaii în luna mai a acestui an, față de 417,31 în mai 2020. Dioxidul de carbon este un gaz important cu efect de seră, de captare a căldurii, care este eliberat prin activități umane precum defrișerile și arderea combustibililor fosili, dar și prin procese naturale. Nivelul concentrației de dioxid de carbon atmosferic este unul dintre semnele vitale ale Pământului. La noi în țară, potrivit site-urilor de specialitate, calitatea aerului în această săptămână a fost similară cu cea din restul Europei. Cu toate acestea, este departe de a fi la nivelul la care să nu mai reprezinte un pericol pentru populație. Către finalul săptămânii, din cauza schimbării direcției vântului, bucureștenii și locuitorii din Ilfov au fost asaltați de mirosurile venite dinspre gropile de gunoi. În afară de acest incident, nivelul poluării aerului în majoritatea regiunilor a fost la nivel mediu, conform rețelei AccuWeather de monitorizare a calității aerului. Să vedem acum câteva temperaturi și fenomene din principalele orașe. Iată că în Brașov vor fi în jur de 20 de grade, în Cluj 21, 22 în Constanța, 26 în Craiova, 18 grade în Iași, în Sibiu 21, iar în Timișoara în jur de 26 de grade. Cu mai multe informații revin în câteva minute. Hărțile meteo s-au înroșit în luna mai în nordul Europei. Pe 20 mai a fost raportată o temperatură maximă fără precedent la nord de cercul polar, 31,9 grade Celsius, iar pe 22 mai în Rusia s-a depășit recordul național pentru luna mai. S-au înregistrat aproape 40 de grade Celsius. În plus, 25 mai a fost în Qatar, cea mai caldă zi de mai, cu 48,1 grade Celsius. La nivelul întregului continent european a fost cea mai rece primăvară din 2013 până în prezent, potrivit Serviciului European de Monitorizare a Schimbărilor Climatice Copernicus. Luna mai 2021 a fost cu 0,46 grade Celsius sub media anilor 1991-2020. A fost cea mai rece lună mai din istoria înregistrărilor din Germania, iar pentru România din ultimii 20 de ani. Însă, la nivel global, temperatura medie a depășit cu 0,26 grade Celsius temperatura medie pentru luna mai din perioada de referință. Au fost temperaturi mult peste medie în vestul Groenlandei, nordul Africii, Orientul Mijlociu și în nordul și vestul Rusiei. Extinderea gheții marine arctice a fost sub medie, dar peste valorile minime ale lunii mai din perioada 2014-2020. Care este cauza acestor anomalii? De vreme ne explică Roxana Bojariu, climatolog ANM. Vorbim de o cauză punctuală legată de factorii specifici care și-au găsit în această primăvară exprimarea și atunci vorbim inclusiv de faza negativă a oscilației nord-atlantice, care a avut o amprentă și în iarnă, dar pentru Europa amprenta a fost mai puternică, culmea, în primăvară. Și asta înseamnă o oscilație cu fază negativă, înseamnă temperaturi mai reduse decât cele normale în mare parte din Europa, pentru că circulațiile atmosferice nu vin dinspre ocean, spre continent, pe componenta vestică, ci vin mai ales pe componente nord-sud, în care ai de-a face cu favorizarea unui transport de aer arctic spre latitudinile mai joase ale Europei, pe de o parte, iar pe de altă parte,
evident, cu un transport de aer cald în Arctica, în zona arctică. De aici și această legătură între, pe de-o parte, anomaliile negative din mare parte a Europei și anomaliile pozitive din vestul Rusiei, nordul Rusiei. Au fost temperaturi la coasta Mării Barents mai mari decât la coasta Mediteranei. Ori lucrul acesta, evident, ne arată o perturbație majoră. Arctica se încălzește de aproape 3 ori mai repede decât restul planetei. Ori acest lucru favorizează perturbații de acest tip, în care observați că nu mai avem acea prevalență a circulațiilor dinspre vest spre est, ci avem circulații în care, practic, se scurt-circuitează, să spunem așa, transportul între nord și sud și avem anomalii în zona arctică, pozitive, și evident că la pachet vin și anomalii negative, pentru că aerul rece din Arctica tinde să ajungă la latitudini mai joase. Însă, pe total, e vorba de o lume mai caldă. Noi în Europa am trăit într-o bulă rece, să zicem, dar în același timp, la nivel global, am avut temperaturi mai mari decât în mod obișnuit și chiar în jurul nostru au fost temperaturi mai mari decât cele normale în Arctica, chiar cu peste 20 de grade Celsius mai mari decât ceea ce ar fi fost normal. Este momentul să aflăm dacă în noaptea muzeelor vom avea parte de stropi de ploaie. La noapte, temperaturile minime vor fi între 4 și 6 grade în depresiuni și 14 și 15 grade pe litoral. La sfârșitul nopții vor fi și ceva condiții de ceață. Vor fi în jur de 17 grade în Constanța, 14 în Iași, în Brașov în jur de 10, în Cluj 13 grade, 15 în Satu Mare, 16 în Arad, în Timișoara în jur de 17 grade. Mâine vremea va fi instabilă, dar și răcoroasă în cea mai mare parte a țării, în prima parte a zilei, în vestul, nordul și centrul teritoriului, iar după amiaza și noaptea, în sud și în est, vor fi perioade cu norări accentuate, cu averse, cu descărcări electrice, în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra și cantități de apă de peste 20-40 de litri pe metru pătrat. Vor fi 22 de grade în Constanța, 18 în Iași, 20 în Brașov, 18 în Miercurea Ciuc, Cluj, 21 de grade. 22 vor fi în Bistrița, Baia Mare și Satu Mare. În capitală vremea va fi răcoroasă, iar instabilitatea atmosferică va fi accentuată după amiaza și seara, când vor fi perioade cu norări, cu averse, ce pot avea și caracter torențial, cu descărcări electrice și condiții de grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă de la 10 până la 15 grade. Iată că poi mâine în capitală mai scade un grad temperatura, vor fi 22 de grade și nu scăpăm de ploi. La munte vremea va fi instabilă, astfel că vor fi perioade cu norări accentuate, averse cu descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane. Ploile vor avea și caracter torențial, local, în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra și cantități de apă de peste 20-40 de litri pe metru pătrat. Vor fi și căderi de grindină. Vântul va avea și ceva intensificări cu viteze ce vor depăși uneori 80-90 de km pe oră cu precădere pe creste. Vor fi în jur de 14 grade în Predeal și Poiana Brașov, 12 în Păltiniș, 12 vor fi și în Sinaia și Semenic, 14 la Stâna de Vale. La mare vremea va fi instabilă și răcoroasă, cerul va prezenta norări accentuate și temporar vor fi averse cu descărcări electrice și condiții de grindină. Izolat și aici, cantitățile de apă vor fi ceva mai însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 23 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade. Apa mării nu va crește mai mult de 19, poate 20 de grade. Poi mâine vremea va fi răcoroasă și instabilă. Cerul va avea înnorări în majoritatea regiunilor și va ploua în jumătatea de est a țării și la munte și pe spații mai restrânse în rest. Vor fi mai ales averse, iar în sud, în centru, vor fi însoțite și de descărcări electrice. În jur de 20 de grade în Constanța, 21 în Buzău, 21 vor fi și în Iași, 17 în Brașov și Sibiu. În Oradea 21 de grade, în Timișoara și Drobeta Turnul Severin în jur de 23, poate 24 de grade. Horoscopul ne-a pregătit câteva surprize. Bine ai revenit, Mariana. Ai ceva vești bune pentru noi? Bun găsit tuturor! Da, vin cu vești bune. Pentru berbec. Blocaje în comunicare, dar să știți, data de 21 este dificilă, după care lucrurile ușor, ușor se mai atenuează. Taur. Căutați noi filoane aurifere, financiare, deci totul se duce pe carieră. Doriți ceva nou în carieră.
Gemenii. Vestea bună este că patronul vostru astral, Mercur, își reia mișcarea directă, dar să știți că încă sunteți afectați pe foarte multe planuri existențiale. Racul trebuie să fie foarte atent pentru că rămâne activ, iar zilele de 21, 22, 23 vor avea un marcaj pe zona dușmanilor vizibil și invizibil. Dacă e să analizăm la leu, vă voi spune că dintr-o perspectivă pozitivă, solstițiul de vară vine cu un soare care vrea să vă susțină. Fecioara este și ea într-o perioadă în care e în căutări. Căutări pe zona carierei, ceva legat de studii, fie la ei, fie la copii. Nu aș spune că trebuie să răsuflați ușurate balanțelor, dar e un pic mai bine cadrul astral. Planetele care sunt acum în Gemeni vă dă o altă perspectivă și pe zona justiției și pe chestiuni care țin de acte, documente, anumite constrângeri în plan sentimental, dragoste. Scorpionul este cu un soi de avertisment de la astre, dar greul nu începe acum, este doar un soi de atenționare, cum sunt cartonașele galbene, pentru că, spune, cartonașele roșii le vedem spre final de an și anul viitor. Săgetătorii, ca și Gemenii, în perioada aceasta a post-eclipsei de soare, a spune că e liniștea de după furtună. Lucrurile ușor, ușor se redresează. Capricornul este influențat de un Pluton retrograd, deci o anumită presiune interioară sau exterioară de la superior pe zona carierei, colaborările sunt într-un fel anume pentru că voi gândiți, despicați firul în patru și pe urmă luați decizii. Lucrul acesta se va vedea și în dragoste. Vărsătorul primește vești de peste mări și țări. Peștii sunt în zona asta tulbure un pic când vorbim de planul sentimental din cauza dualităților, iar când vorbim de carieră și de sănătate, aș spune că și ei vor să-și rezolve anumite probleme presante și care tărăgânează de ceva timp, aspecte de cuadratură pe zodiile duble. Mulțumim, Mariana, pentru toate aceste informații interesante. Sezonul estival a început deja în multe țări europene. Să aflăm dacă și vremea ține cu turiștii. Iată că vremea se schimbă încet, încet în peninsula iberică. Vom avea din ce în ce temperaturi mai ridicate. Vor fi în jur de 32-33 de grade în Madrid, 25 în Lisabona, iar în Barcelona 29-30 de grade. Vreme frumoasă și în Amsterdam și în Londra, cu iată 20 de grade în Amsterdam, iar în Londra chiar mare căldură pentru acea zonă. Se apropie de 30 de grade, 27-28 de grade. În Roma 31 de grade, în Milano vreme frumoasă cu 32 de grade, vreme frumoasă și în Atena cu 27 de grade, chiar și în Istanbul unde vor fi 25 de grade, ceva mai rece în Sofia unde vor fi 20-21 de grade și sunt așteptate ceva ploi după amiază. În Oslo 23 de grade cu vreme frumoasă, vreme închisă în Berlin 21 de grade, vreme ploioasă în Kiev cu 16 grade, ceva ploi vor fi și în Moscova, dar apare și soarele în prima parte a zilei și nu mai mult de 25-26 de grade. Să aflăm cum va fi vremea și în alte câteva orașe mari de pe alte continente. Doamnelor, domnilor, nu încheiem înainte de a urmări imaginea zilei. Eu vă aștept și mâine la 19:35, o seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.